Lucrul la care țin foarte mult să-l precizez de fiecare dată pacienților mei este să înțeleagă că viața noastră este o succesiune de decizii. Viața noastră ne-a adus în punctul în care suntem astăzi pentru că noi am decis în trecut să fim aici. Și știu că pare foarte greu de multe ori de acceptat, mai ales când avem probleme, mai ales când avem dureri, mai ales când viața nu funcționează chiar așa cum ne-am dorit și am spune cum eu am ales să fiu în acest punct, răspunsul este da. Până nu o să accepți acest adevăr că viața ta este exact în punctul în care tu ți-ai dorit, lucrurile nu vor putea avea o altă perspectivă. În plus de asta, este important să înțelegem ce ne definește viața. Iar din experiența pacienților mei, am înțeles faptul că viața noastră nu este nimic altceva decât suma obiceiurilor noastre. Cu alte cuvinte, dacă de dimineață te trezești la ora 10, să spunem că întârzi momentul în care îți bei cafeaua și apoi ajungi să mai stai un pic în fața televizorului, apoi să mănânci ceva, apoi poate îți faci o porție de cartofi prăjiți și în final te decizi să ieși un pic afară la plimbare, iar apoi te întorci și în jurul orei 20-22 începi să mănânci o înghețată. Ei bine, aceste obiceiuri, fără să te cunosc, pot să știu precis cum arăți, pot să știu precis cum practic este viața ta. Pentru că obiceiurile ne definesc viața. Iar acest prim lucru am vrut foarte mult să vi-l împărtășesc pentru că este important ca fiecare să-și facă o autoanaliză, să se gândească cum arată de fapt viața lui, care sunt acele obiceiuri pe care le repetăm în mod consecvent și care au condus la ceea ce avem astăzi. Apoi să ne gândim la ce am vrea să obținem și oare ce fel de obiceiuri ar trebui să cultivăm. Pentru că vă dau un singur exemplu pentru mine. Este obiceiul ca dimineața și seara să am un moment pentru mine. 3 minute, poate 5 minute, în care mă trezesc, în primul rând, mă trezesc cu recunoștință. Lucru pe care te încurajezi și pe tine să-l faci. A trăi cu recunoștință este de departe cel mai important lucru pentru a avea o viață plină de armonie și fericire. Creierul tău, frica, emoții negative nu au loc în acest cămin, în corpul nostru, în ființa noastră, în momentul în care noi trăim în recunoștință. Așadar, dacă îți începi dimineața cu acest moment de recunoștință în care te trezești, primul rând să fii recunoscător că te-ai trezit și apoi să te gândești de ce ai putea să fii recunoscător la toate lucrurile pe care ai. Este cel mai simplu mod în care instant ieși afară din stare de furie, din stare de, să-i spunem, negativitate pe care o acumulăm sau chiar și depresie. Așadar, dacă ar fi să sintetizez într-un singur obicei ceea ce ar putea să aducă un salt înalt calitativ în viața noastră, este obiceiul în care stăm și reflectăm asupra lucrurilor pentru care suntem recunoscători. Pentru că dacă îți dezvolți acest obicei, îți promit că frica, și emoțiile negative nu vor mai face casă în sufletul tău și în mintea ta. Îți promit că totodată și durerile musculoscheletale pe care le ai și despre care vom vorbi în extensul luni de dimineață vor căpăta cu totul și cu totul altă dimensiune. Pentru că un om care trăiește în recunoștință și este recunoscător pentru ce are, este un om care de fapt apasă în liftul vieții către acel etaj în care își ridică vibrația. Este un om în care este greu să fii bolnav și să trăiești în recunoștință. Este greu să ai acea energie neplăcută dacă tu trăiești în recunoștință. Așadar, vă încurajez să vă dezvoltați acest obicei, să acceptăm cu toții că ne aflăm exact în punctul în care am vrut în această viață. Iar dacă vrem de acum încolo lucrurile să arate diferit, este important să umblăm la rădăcini, să umblăm la obiceiurile vieții noastre. Acesta a fost primul lucru pe care am vrut să vi-l împărtășesc din cele trei pe care le-am pregătit în următoarele 2 zile cât au mai rămas. Așadar, mâine seară din nou, în jurul orei 20, ne vom vedea aici live pe grupul închis, provocarea Restart Exact, provocarea de 5 zile, pentru a
vedea cum putem să abordăm durerea, de data asta dintr-o altă perspectivă, nu cu exerciții fizice, despre care vom vorbi luni dimineață, ci cu această abordare globală, la care țin foarte mult și pe care vă încurajez pe toți să o aveți atunci când vă gândiți la ființa umană, care, așa cum am spus întotdeauna, este o suprapunere de planuri perfectă. Este o bijuterie arhitecturală divină în care fizicul, spiritul, emoțiile noastre, toate conviețuiesc într-o armonie perfectă. Ne revedem mâine seară din nou la un nou pre-training.